Salut, bună ziua! Azi am făcut o mâncare mai specială, așa, nu este pe placul tuturor. Mie îmi place. Am fiert aici un cap de oaie, uitați-l, cu mirodene și cu legume, pe sobă până la foc mic, așa, ia uitați-l. Acum am tăiat ceapă roșie și albă, am pus în tavă ulei de măsline, am pus ceapa fideluță, așa am întins-o în tavă și acum, uitați, am pus capul în tavă. O să mai pun și usturoi pe lângă, pun niște zeamă de aici din oală, oricum e fiert capul. Și o să o bag la cuptor cu usturoi așa și după aceea se servește tot așa cu mujdei de usturoi. Am revenit. Multă lume o să zică că nu este bun, că care nu mănâncă carne de oaie. Acum uitați, spun și usturoiul. Dar cine știe ce și a mâncat, știi ce bunătate este. Mai sunt și oameni care nu mănânc nici carne de miel, dar dacă îi întrebi, dar ai mâncat vreodată? Nu, dar îți place? Nu-mi place, dar el nu știe că n-a mâncat deloc. Așa, acum am să pun și puțină supă de aici din oală, uitați. Am pus usturoiul, ceapa. Am pus și ulei de măsline, o să pun puțin aici așa în ceapa asta care am tăiat o fideluță. Uitați, capul e fier, dar mai pun și pentru ceapă să uitați. Eu am băgat și legume, de asta n-am mai pus, că puteam să pun și morcov ceva pe lângă ea, dar am pus la fiert. Și acum putem să punem piper ceva și dacă doriți cimbru și o băgați, dar eu am pus la fier și foi de dafi în piper boabe și acum o voi băga la cuptor. Am revenit, l-am scos puțin, uitați cum sfârie, să-i mai pun zeamă așa pe el, uitați. Ce am vrut să vă zic, scuze pentru cei care nu mănâncă așa ceva, dar în general musulmanii mănâncă și românii. Cum să zic eu, aici eu am o măcelărie de musulmani unde bag are și capete de miel, de oaie, de berbecuț. Mă duc câteodată și când mai mă duc mai iau câte o pulpă de oaie, de berbecuț, nu știu ce e, dar e foarte bună la cuptor. Ce am vrut să vă zic, de exemplu, la noi, de exemplu, aici vedeți că ei sunt pârliți, capetele le pârlesc cu arzător, așa nu le jumulesc ca la noi când cumperi mielul de nu mai are pielea pe el. Îl iei pârlit așa, decât îl speli frumos și este foarte. Și se servește, am uitat să vă zic, și cu, dacă doriți, cu lămâie stropit așa deasupra când îl serviți, este o bunătate. Mai îl bag încă puțin la cuptor, după aia revin. Am revenit, eu l-am mai scos încă o dată și am pus zeamă așa supă de la ceapă, de la ce are în tavă, am pus peste cap, ia uitați-l cum a ieșit. Acum, cum să zic eu, dacă nu îl serviți cald, eu o să pun o folie de aluminiu pe el, ca să stea așa aburit, uitați-l, ia uitați-l, cum, vedeți, este făcut, nu pot eu cu o mână aici ca să vă arăt cum, dar să-și jupoaie osul mandibula, ia uitați, vedeți, ia uitați-l. Și încă ceva, limba, când o serviți, ea are o pieliță așa albă pe ea, puteți să o scoateți și să o tăiați rondele și se decojește ca cum decojiți pielița de pe salam sau
ce are plasticul. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Pentru cine mănâncă și îi place, sper că este util. Mulțumesc, o zi bună!